Acum ne-am înțeles de acum o lună de zile, de comun acord am stabilit ca cel care să aibă opinerea, există posibilitatea de o reală participare, ultima tineri din tur, din zona eventual și din puțin mai înainte. Okay. Și astăzi, când înainte de 1 mai, este 27 aprilie, avem o ședință de colegiul electoral, la care am invitat și colegii primari, sunt membrii partidului și deputații de aici, Parlamentul României, așa cum am adresat invitația permanentă pentru a lua contact cu probleme care se confruntă serice de comunitate, autoritățile locale și la Secretaria de Primar. Înainte de a începe și a adresa ordinea de zi, vă rog să permite să la casa de pensii, vă aștept orice problemă. Vă mulțumesc. Să fiți sănătoși.
permite să, să rog și pe domnul prezentat de apuiu să ne adresez în câteva. Da, vă mulțumesc că avea un microfon de centrele meu. 41 de ani e sincer, eu știu, v-aș minți dacă v-ați spune că am emoții, nu am emoții. Pe mare, pe mare parte dintre dumneavoastră vă știți, fie din activitatea instituțională, din perioada anterioară, știți, mine a fost, în ultimii 6 ani a fost director executiv al Acțiunii la pentru o mică perioadă am fost și secretar de sala Ministerului Finanțelor Sportului, după care, după 3 luni, a fost cu guvernul. Sper să, ca mandatul acesta, să fie ultim, mai ca să pot să mă explic corespunzător în activitate. În ceea ce privește, eu știu, la primele de viitor, dincolo de stereotipurile grafice, vis-a-vis de mă obligă și mă onorează în aceeași măsură, că știți că chiar consider că este o punctă de mare responsabilitate și pe care voi încerca să o, să o iau cu mai serios. În așa fel încât ați văzut mine, trebuie să fie atine, trebuie să fie atine, să în spiritul și al legii și al comunității. În ceea ce privește, dacă vreți, la achiziția sau, mă rog, transfer de putere, dacă tot este în așa de mine și 19 ani, trebuie să vă spun că nu am avut niciun fel de elemente cancani, poate am dat pe viața față. Eu am o, alături de domnul Stoian, am o relație de amicitie de peste 10 ani, cu rezultate zic eu bune, asta vă poate confirma și domnia sa. În ceea ce privește relația cu domnul prefect, la fel ne leagă o, o amicitie destul de bună. Asta înseamnă că sunt premisele pentru colaborare instituțională și nu numai, referitor reciproc avantajoasă sau un avantajul dumneavoastră al autorităților publice locale. Ar fi multe de spus, eu sunt aici, ușa este deschisă și la propriu și la figurat. Sper să avem o colaborare bună pe viitor și cu siguranță nu voi dezamăgi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Domnul președinte al Consiliului de Sanctuari, să rămână bună dimineața, Hristos să fie. Aș începe și eu cu emoții de județean să-i mulțumesc pentru excelentă onorare a domnului fostul prefect Stoian. Un om deosebit, un caracter și un mod de comportament care nu am vrea să
ședința comitetului de grad, propun să fiți de acord să trecem la ordinea de zi propusă. Avem un material extrem de important. Este prezentat de către conducerea cadastrului județean, oficiul de cadastru județean și publicitate imobiliară, de domnul director George Varnu, Pieță Varcu. De asemenea, pentru că am avut probleme și au fost discutate de fiecare dată în colegiu și în întâlnirile directe care le-am avut, am asigurat participarea la această întâlnire, atât a conducerii executive, cât și a celorlalți colegi care se ocupă de către localității dumneavoastră din cadrul cadastrului. De asemenea, se participă și toți colegii din cadrul instituției prefectului și așteptăm, după prezentarea materialului, intervenție dumneavoastră pentru a lămuri multe probleme cu care vă confruntați. Domnul director, vă aș vrea să demarați prezentarea materialului. Mulțumesc, domnul prefect, bună dimineața. Aș dori înainte să prezint materialul, să le reamintesc colegiul primar că prevederile care le-am prezentat la întâlnirea la oficiu referitoare la modificarea legii cadastrului și ordinii directorului au fost aprobate de către guvern săptămâna aceasta, în 23-24 și publicate în monitorul oficial. Aceste prevederi o să vi le reamintesc după ce prezint materialul. Participații imobilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și cadastru social. Numărul estimat de imobile, 40 de milioane, în care, în minutul urban, peste 20 de mateuri, 8 milioane de imobile, 20% reprezentând, rural 2861 de mateuri, cu 32 de milioane de imobile, reprezentând 80%. În iunie 2016, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic era de 21,94%, respectiv 8.737.242, în 11.05.2017, 24,25%, în data de 17.04.2018, 27,53%, în 11.05.25%. Adicea adunată de cadastru și cadastru imobiliară gestionează sistemul integrat de cadastru și cadastru funcțială, un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, juridică și economică de importanță națională a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării. În considerarea acestor atribuții, ANCPI implementează programul național de cadastru și cadastru funcțial 2015-2023, program instituit în temeiul prevederilor articolului 9.93 din legea cadastrului și funcțiilor imobiliare, numărul 7.1996, de publicată, modificări și completările obiectivare. Scopul programului adunat de cadastru și cadastru funcțial constă, în următoare, înregistrarea gratuită a tuturor imobililor din România în sistemul integrat de cadastru și cadastru funcțial, realizarea planului cadastral al imobililor, deschiderea cărților funcționale la nivelul tuturor unităților administrative teritoriale. Acesta poate fi atins prin finalizarea înregistrării de microagriculturi până în anul 2020, pentru a asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură, ceea ce va contribui la atingerea obiectivului PNCCP și deschiderea gratuită a plăților funciare pentru toate imobilele din România în anul 2023. Beneficiile implementării PNCCP. Accelerarea obiectivului gratuită a terenilor cu pregătire de stabilat, ceea ce va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor și suprafețelor acestora și la sprijinirea implementării de plăți în agricultură. Atragerea investitorilor în agricultură ca urmare a clarificării situației juridice și tehnice a tuturor terenurilor agricole, realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public și privat al unităților administrative teritoriale și a statului român, dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură, actualizarea situației juridice imobililor și a obiectivului în privința tuturor nu au fost dezbătute moștenitele prin plata certificatelor de moștenitori pentru aceste imobile pe care și pe considerarea situației reale cu înregistrări de evidență ale primărilor cu privire la terenul, construcții și proprietari, ca urmare a măsurătorilor cadastrare, efectuate pentru toate terenurile și construcțiile și realizarea unei baze reale de impozitare imobilă. Finanțarea Programului Național de Cadastru. Programul Național
poate lucra. Derogarea programului natural de cadastru carte funciară. Programul natural de cadastru carte funciară se derulează la nivelul întregului sau la nivel de sector cadastral din extraminar și pe care deșeze din extraminar intraminar astăzi. Prin lucrări contractate ce se realice prin primării, care a fost de lucrarea lucrurilor, prin finanțare de strategie de secție la Musaire, pentru 670 de oameni de lucrurilor, prin proiectul Bașor, în axa de programul operațional de funcționare 2014-2020 denumit deschiderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților cadastru și acte funciare. Și acum să trecem la statul lucrărilor de cadastru general și de tulare. Lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivelul întregului arte finalizate. Avem în cadrul proiectului CEZAR, avem 3 oameni care propuse de 100% au fost finalizate lucrări de cadastru general. Oate Albăta, 11.754 de închiete, date asociază. Oate Unghin, 13.970 închiete, date asociază. Și Oate Luca Porcului, cu 17.098 închiete, date asociază. Alt program PNCCP, 87 Oateu, respectiv contracte subsecvente pentru lucrări de cadastru, închiate de completare la finanțarea activității de cadastrare. Vă ajutau ca împreună cu Agenția Națională, colegii știu, am promis că va veni conducerea, a fost angrenat în niște deplasări urgente în țară. Ne-a promis că în cursul lunii mai va veni și la mine și vom face o convocare atunci cu dumneavoastră și împreună cu mine și nici am rugăminte de la doamna Cină și de la consilier juridic și cei care sunt de responsabili să facem o sinteză acestei legi și a modului de aplicare a ordonanței de urgență de modificare cu aspecte principale, în primul rând, posibilitatea suplimentare de finanțare și, pe lângă fiecare judecătorie, va fi înființat un birou teritorial de cadastru funciar, care va fi la autoritatea Oficiului Național. Asta zice Oficiului Județean, de ceea ce am spicuit eu. Elemente care duc la simplificarea și la operativitatea crescută în relaționarea între cetățean și instituția statului care elaborează cărțile funciare și cele aderente acestei activități. Am rugăminte acum la dumneavoastră, în calitate de primar și autorități locale care sunteți în directă relaționare și responsabilizare cu cetățenii, cu problemele acestea, să concentrăm cu ceea ce vă ocupați dumneavoastră, cu ceea ce vă confruntați în această activitate de primate la Micești. Ridică, am rugăminte, socializare după ședință. Haideți, vă rog eu să am făcut această mobilizare, să rezolvăm, să luăm contact. Am invitat și colegele cu care dumneavoastră colucrați să vadă care este pulsul. Am rugămintea să ne concentrăm că problema este în mod normal. Dacă a venit vara, cei care au cadastrat la mine le-a plătit de insolație. Și m-am trezit să pierd banii și am făcut cadastru după orice fotoplan. Dacă unul a avut cultură de corum, același om și unul de grâu, după orice fotoplan, se văd două parcele distincte. Și i-au băgat două parcele distincte. Una pe oare a votat pentru că nu se regăsea cetățean, colegilor, fiți foarte atent. Și una pe cetățean. A făcut la centru cultural o reverificare. Oamenii n-au mai venit. Pentru că să vedeți că cetățenii nu vin și nu se prezintă. M-am trezit. Când am trezit să semnez documentul final, dar a venit să-i scurtau banii, că nu era, a fost o cadastrare pilot, comune la nivel național. Cam 18.700 de cărți funciare pe UAD Albăta. Dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți. Eu vă spun să nu lăsați la voia întâmplării personalul de primărie care s-a ocupat de acel lucru. N-a lucrat cum trebuia. Pentru că a fost în perioada șmecheră. Un boc nu mai ne-a permis să angajăm oameni și noi eram 9. N-am putut să dăm 2-3 oameni să se ocupe
vechi, dacă ne apucam să plătim peste tot, trecerea cărții bugiare după roate pe cetățean. Cetățean care avea titlul de proprietate, avea rost. V-ați înțeles? Dumneavoastră să fiți foarte atent, să nu acceptați. Eu am acceptat, știți cum s-a spus. Le-ai semnat pe spărtele locale. Dacă nu le semnam, nu vreau bani, programul nu se termina, nu făceam nimic, în clipa când ne-am semnat, ne-am asumat o responsabilitate. Deci 7.000 de cărți funciare la votat, ca să se încheie lucrarea, sunt emise pe UAT-ul. Ceea ce nu trebuie să se întâmple la noastră. Că v-am spus ce am pățit eu. Să nu pățit și noastră. Dacă vreau, trebuie să mă sunați, nu vreau public, vă dau și cadastriștii care au lucrat la votat. Se dau și noi. Da. Domnul primar de la Țițeștire. E înaintea domnului. În legătură cu această cadastrare, eu cred că stau un pinișor, domnul director știe. Altă problemă aș vrea să ridic, în sensul că a făcut un program dânsul sau cine l-a stabilit acolo de vreo 2 ore sau 3 ore pentru corectarea acelor titluri, parcele și angajații, cel puțin ai medii primărieri, nu se poate încadra în programul respectiv, că stau la rând și tu expiră, facem din nou iar documente, trebuie găsit o soluție la acest program. Pentru primării nu este program, aveți o dumneavoastră, după câte știți. Deci eu vă spun că mi-a dat și așa nu i-a primit, acum nu, da, pentru primării, cum am spus, nu există program, când dumneavoastră pentru orice probleme le aveți, veniți la oficiu, aveți inchietate, nu se pune probleme. Ok, e bine de știut ca să știu ce să comunic. La coordinezei cu această cadastrare, eu știu că sunt aproape de 140 de imobile cărți funciare, sunt aproape la final cu ele pentru a fi semnate. Până acum am întâmplat ce am întâmplat colegii meu, sper să nici să nu întâmplat. Domnul primar are dreptate, dumneavoastră aveți un lucru foarte important în organizarea sistematică. Trebuie să puneți la dispoziția prestatorului reprezentantii primăriei care să meargă împreună la cetățeni. Am delegat în om, am ajute, toate documentele. Cetățeanul trebuie să știe că are niște obligații să permită accesul pe proprietate, să participe efectiv la măsurare, domnul prestatorul și reprezentantul primăriei, să indice limitele imobililor, să prezinte astfel de proprietate și, în ultimul rând, un lucru foarte important în perioada de publicare afișare a documentelor de legea cadastrului, deja de 60 de zile, deși trebuie să meargă la locul unde se afișează Consiliul Primărie, să-și vadă proprietatea și, în cazul în care sunt probleme, că pot rezolva atunci prin cerere de soluționare contestații. Deci, un rol foarte important pe urmă. Da, domnul primar, mulțumim. Domnul primar, consider că membru al Comisiei Județene de Aplicare a Legii Fondului Funciar, experiență bogată, medică, e primar de 7 plus urmare. Asta este. Noi de o seamă cu mine. Păi pe ăla de la PSD nu punem domnule. Bine, vă ascultăm, domnul primar. Domnule prefect, pretundă de să problemele legale de cadastru nu o să rezolve ședința astăzi, dar câteva lucruri ar trebui să le discutăm și să îndreptăm, dacă putem, cel puțin în județul Argeș, comportamentul celor care întocmesc acte cadastrale, fără consultarea comisiei locale, atât în teren, atât în câmp, unii cu proprietarul, alții cu vecinul, fără și cu cine, fără autoritatea locală, și întocmesc cadastre, își fac cărți funciare, produc efecte juridice și avem de aici o serie de probleme legale. Și în cazurile nu le mai există acum, pentru că le știu colegii mei. Deci aș solicita, cel puțin în extravilar, suprafețele nu suportă modificări. Nu se aplică coeficient de 5, de 10, de 12, de nu știu cât la sută. Nu au ce căuta. Acești coeficienți putem să-i aplicăm în terenurile intravilane. Unde s-au făcut probabil greșeli. Și o să vorbesc puțin și despre terenurile intravilane. Dar prezența noastră este obligatorie acolo. Pentru terenurile intravilane s-au dat
titluri de proprietate din 92, 93, 94, 95. Noi operăm periodic cu planurile de urbanism general. Planurile de urbanism general pe care le întocmim astăzi le facem în funcție de cerințele actuale ale comunităților noastre și nu se mai respectă intravilanul din titlurile de proprietate. De aceea trebuie să corelăm și actul dumnealor cu actul nostru administrativ, iar de bază trebuie să rămână ceea ce comunitatea prezintă, nu ceea ce au dumnealor. Și nu trebuie să mergem noi după oficiul de cadastru, ci oficiul de cadastru trebuie să meargă după ritmul de dezvoltare și programele pe care le avem în comunitatea noastră. N-aș vrea să fac o critică, dar este o practică. Dincolo de actele normative, și dumneavoastră o știți, și am mai discutat treaba asta și altă dată, ordinul directorului de la București este mai mare decât legea. Așa se întâmplă și fără agențiile astea, dar avem de suferit. Tot poporul ăsta român. Așa se întâmplă și în această agenție. Și eu sunt unul dintre partenerii dumnealor pentru întocmirea acestei cărți funciare. Deci ar trebui, poate să ne adunăm la masă și să discutăm lucrurile astea, chiar și cu cei de la București. Că se fac foarte, foarte multe greșeli și punem oamenii pe drumul. Așa s-a putut și în 2007, când eu aveam un protocol de predare pentru o pădure de la Dobrești, cu inspectoratul silvic, care nu-și recunosc protocoalele astea de predare, și în data de 11 noiembrie, în aceeași zi pentru un cetățean, se validează în 2007, până seara îi se face și titlul de proprietate cu amplasamentul prevăzut la mine în protocol. Iar oamenii mei, din protocolul respectiv, nici astăzi nu reușesc să-și ia pădure. Și n-au luat pădure. Pentru că onori, tot pe baza acestor mișcări ale terenurilor, ne folosim o serie întreagă de evenimente și de acte și ducem oamenii la disperare. Este o situație foarte, foarte delicată. V-am spus, nu se rezolvă aici, dar cel puțin să se știe. Și poate să mai potolești și din spiritele astea, că vine un director unul după altul. Vin niște ambiții și ordinele astea care se dau. Hai să le dăm și să respectăm că noi până să ajungem la lege, am parcurs niște etape cutumiare. Și etapele alea cutumiare, astăzi, prin interpretarea pe care o dau oamenii noștri, strică și legea. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul primar. Deci, a promisiunea domnului președinte la Agenției Naționale de Cadastru că va veni jumătatea lunii, în a doua jumătate a lunii mai aici, și cu accentul dumneavoastră și cu rugămintea adresată domnului primar Ion Dumitru de la Albota, președinte dumneavoastră, să facem o echipă de câțiva primari pentru a discuta probleme punctuale vis-a-vis de activitatea și de confruntările cu care, probleme cu care vă confruntați dumneavoastră. Domnul primar, Voicu este înainte. Domnul prefect, am zis că mai opresc, dar trebuie să vorbesc. Încep, trece prin a mulțumi domnilor senatori și deputați de cu ședința domnului Morteanu. Acest lucru vă trebuie să o fac pentru că am stabilit ca acești colegi ai noștri, decidenți acolo sus, unde se fabrică și să fie prezenți. În ceea ce privește problematica expusă de domnul director de la Oficiul Cadastru. Apropo, domnul ăsta apelă și politic. Sau unde că schimbă și pe domnul director. Deci unde copilul ăsta lăsați-l acolo, că abia a învățat lecția. Așa se aude în județul ăsta. În ceea ce privește cadastrul din extravilat. Stimați colegi, eu am fost în procedură 6 luni și jumătate. La 60 de luni nu s-a scris nimeni. Eu nu fac vorbire despre modul cum colegii mei au fost o procedură sau nu. Modalitatea ei a fiecărui și răspunde. Dar nu s-a scris nimeni. Am înțeles la domnul director de care am făcut vorbire mai devreme și mulțumesc pentru informație, că această țară s-a despărțit din nou pe zone și zone. Noi suntem poate mici și că nu sunt eu voi acolo. În zona 3 să mă adaugă 21 de lei. Am vorbit cu domnul director să fac, e adevărat că această profesie este liberală. Dar prea libertină. Nu se înscrie la această licitație privind cadastrul în extravilan. În ceea ce privește cadastrul general,
cadastrarea bunurilor publice ale statului român și ale județului și ale OAT-ului. Mă refer la ape, drumuri, autostrăzi și așa mai departe. Pentru că se duce la o suprapunere a ceea ce este important în statul român, în partea publică și ceea ce reprezintă în România, în partea privată. De aceea am luat aminte la ce a spus domnul primar de la beneficiat trei comune județul Argeș de prima implementare a acelui program. Să știți că unii dintre noi am suferit sincer. Dar acum ne bucurăm auzind prin câte bărări a trecut în 7-8 ani domnul primar de la Porta și celălalt spuneți. Și vom lua aminte. Iar ce a spus domnul primar Bățâncă de la Topoloveni, cu experiența delugată, a spus doar 5% din problematicile privind această cadastră. De orice natură ar fi ea, face cadastru în restabilan și sau cadastru general. De asemenea, vreau să scot în evidență și lucrurile bune. Faptul că la cadastrul restabilan se acceptă 50 de locuri. Se acceptă și mixturi, imobile. E o chestie extraordinară. Dar ceea ce ne dorește timp este această profesie liberală, la fel divertită, a colegilor care nu se înscriu la această activitate pentru că vezi, doamne, sunt bani foarte puțini. Există un proverb românesc, o vorbă românească. Noi am trăit majoritatea la țară. Să muncești și pe mulți și pe puțini. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule. Consider că am colaborat foarte bine, am reușit și am întocmit aproape 99% timp de proprietate. Ne-a mai rămas foarte puțin, 1% acolo. Problema este alta. Noi ne confruntăm acum cu niște corecturi ale titlurilor de proprietate. Titlurile când s-au scris planul de 83 și planul de 86. Dar la aș parțila din 83 nu bate cu cea din 86. Toate aceste lucrări au fost scrise de salariații care s-au pușat acolo în această instituție. Noi avem o procedură foarte, foarte, foarte greoaie ce înseamnă corectarea oricărei greșeli din lucrurile. Regulamentul care s-a făcut în urmă un prefect opresc e foarte sufos. Mai vorbim și noi de la București cu alți colegi. E singurul județ care are acest regulament sufos. Mi-am zis cu anii în urmă, tot noi eram, tot o fiță carastru, pentru o literă care a fost scrisă greșit. Pentru o parțină din aceeași carlan. Mergeam frumos cu o adresă din partea Comisiei Locale, mergeam frumos și corectam această carlan sau parcelă pentru omul respectiv. Am ajuns la ora actuală și ne vrea să corecteze un titlu pentru asemenea parcelă scrisă greșit. Așa? Să stai și 2 ani de zile. Oamenii nu mai au răbdare, nu au specialiști. Ne cer acum fel și fel de permite ape, care nu le-au trecut în viața mea, dacă am încută pe care. Și a fost o greșeală. Mă rog, nu știu cine a produs-o. Nu am nimic, salariații sunt noi când s-a verificat. Ce am cu acest om să țin 2 ani de zile pentru un regulament care a fost făcut, din punctul meu de vedere, care funcționează în 1991, greșit. Solicităm astăzi toți membrii PNL, Comisia Prefecturii, toți care zic, haideți să lucrăm la un regulament mai simplificat, să ajutăm oamenii. Este o problemă foarte, foarte, foarte grea din punctul ăsta de vedere. Am implementat, sunt la al treilea contract în editarea sistematică, am lucrat bine. Într-adevăr, tot ce se lucrează pentru aceste cărți funciare e numai munca primării, să aveți acolo. Dacă sunt să pun pe situații oamenii de acolo și au carnale, planul parcelare, toate astea făcute, lucrarea nu este foarte bine. Dar dacă sunt alte restricții și cum au mai scris la oficiul de cadastru și titlul în alte parcele, în alte localități, deci se poate, nu este corect. Am solicitat 165 sau de legile, domnule, să punem acum toată inventarierea. Nu am treabă nimeni, și o implicare foarte, foarte greoaie din partea instituției oficiului de cadastru. Domnule, sunt
o fi reglementat prin lege. De la dumneavoastră, domnule, ce depinde de parte tehnică de această instituție, să o spună, sunt inginer, să sunt director, șef de oficiu și mai sunt acolo, nu ne ascundem după urechi. Dacă am responsabilitatea și o spun că tabloua 5, tabloua 9, este administrativa lui Popescu, hai să spunem, stăm și noi în poziția de drept, nu comentăm nimic, nu trimitem niciun act, ba din contră. Vreau neapărat ca în această ședință de astăzi să simplificăm regulamentul de corectură a tuturor. Cred că toată lumea din sala asta are această problemă. Această problemă este foarte mea, iar oamenii nu mai le înțeleg. Păi mă trimite acum să-i fac. Ce puțin vreau să zicătești? Ne asumăm responsabilitatea noi care a venit acest titlu cu fișă cu tot ce este, că s-a produs o greșeală, că s-a produs lideră sau orice. Nu asumăm, dacă ne-am pus în mărânt acolo, dacă vine capanul ăsta face. Păi dacă nu ia DNA-ul, nu te ia DNA-ul că vezi cu o eroare din asta. Te ia pentru noaptea aia, nu te ia pentru chestia asta. Că omorâm oamenii cu acest regulament. Asta tot. Deci, înainte să vă ajuta să rețineți câteva lucruri, în 2 ani de zile s-au colectat aproape 1000 de titluri de proprietate. Au fost o serie de probleme la, la scrierea, la corectura respectivă. Acest regulament după care se lucrează la actuală a fost modificat de 2 ori. Deci odată în 2017 și odată în 2016 la Vinia. Da. Deci a fost modificat de 2 ori. Nu ascund că au fost probleme în receptivitatea colegilor și colegilor care se ocupă de localități de alte ori de la cadastru și de aici am solicitat inclusiv președintului Agenției Naționale să întocmească și să transmită proceduri de lucru la nivelul întregii țări, pe toate oficiile. Procedură de corectare, procedură de completare a titlului de proprietate și a documentului care sunt necesare. Pentru că, într-adevăr, avem un comisar județean și domnul Boțâr, că este permanent acolo și domnișoara Cati Trofin este permanent. Sunt situații în care documente solicitate de la OCP Argeș au fost eliberate sub formă diferită și nu așa cum trebuiau prevăzute în regulament. Și mai întârziat, deci domnul primar, eu mă știu, sunt destul de corect în afirmație și nu vreau să... Nu avem, la nivelul Comisiei Județene de Fond Funciar, situații în care documentația să stea mai mult de 3 luni de zile. În condițiile în care... Deci în condițiile în care sunt anumite completări de făcut și care se aduc între analiza din colectivul de lucru și ședința de comitet județean. Și sunt colegi care au întâmpinat astfel de probleme, dar au rezolvat. Eu sunt de acord că se poate afirma că acest regulament, oricât le-am simplificat noi, prezintă anumite reguli și solicitări care sunt prevăzute în regulamentul național. Ce fac alții, domnul primar, tocmai de-aia am solicitat domnului președinte la nivel național, domnule, dă o procedură la nivel național pentru că la ora actuală, să fim corect, 3/4 din activitatea Comisiei Județene se referă la corecturi de titlul de proprietate. Celălalt sfert se oferă la punerea în aplicare și a lua actul din diverse sentințe judecătorești, care rămân definitive. Deci asta este activitatea. Completarea și corectura titlului de proprietate, într-adevăr, este o activitate extrem de importantă și care necesită o anumită simplificare. Asumarea de către dumneavoastră de primar sau de către... Eu nu vreau să ne asumăm mai mult decât ar trebui, pentru că sunt diverse aspecte pentru care nu știu ce faci, ce fac alte județe, ce face Bucureștiul, ce face... Eu vă aduc aminte, iată, știți bine cu ce faceți 38 de primari. Da? Știți bine cu ce treceți. Sunt de acord că este necesară o abordare unitară la nivel național și o simplificare a acestui regulament. Vom discuta această problemă cu președintele
Agenției Naționale când va fi la Pitești aici și voi avea grijă să vă invit pe dumneavoastră câți la primari, care în această activitate este adevărat că sunt foarte implicați colegii dumneavoastră secretari. Păi nu toți sunt responsabili cu toate mările de salariu care le-ați dat domnul primar. Să recunoaște. Deci nu toți și ne confruntăm săptămânal cu astfel de probleme și colegii care sunt responsabili în cadrul instituției prefectului pentru număr de localități, constată acesta. Receptivitatea nu este la fel. Sunt de acord că și receptivitatea la nivelul unității de cadastru nu este aceeași la toți. Pentru că și aici am avut o discuție cu domnul director. Dom'le, în cadrul instituției dumneavoastră să fie un punct de vedere comun. Toți care au responsabilități cu anumite localități, UAT-uri, să aibă același punct de vedere. Este nevoie de o mediere, o faceți la nivelul dumneavoastră acolo. Să nu iasă document în instituție către UAT, către primărie, cu puncte de vedere diferite. Și ne-am concludat cu treaba asta. Și încet, încet, a reușit să mai stopăm de așa. Nu la totalitate. Ăsta a fost și elementul pentru care i-am invitat pe colegii aici. Să preia de la dumneavoastră elemente cu care vă confruntați, cu care lucrați zi de zi și nivelul de receptivitate, doamnelor și domnilor colegi de la cadastru, este foarte important relaționarea cu cei care vi se adresează acolo pentru rezolvarea problemelor de cadastru. Chiar și la nivelul domnului primar, dar chiar și la nivelul cetățenilor, pentru că sunt mulți care fac toate vinci la dumneavoastră. Ce au remarcat de la domnul primar, noi am avut anul trecut, știe domnul primar, numit o întâlnire, pe tema expropiilor de terenuri, autostrada Pitești-Sibiu-Curtea de Argeș-Tipe și pe problema drumului expres Pitești-Slania, Craiova. Acolo au fost exprimate niște puncte de vedere, principal problema finanțării, reducerii, dar noi am stabilit atunci că, într-adevăr, colegii care sunt cadastriști, sunt profesii liberale, pot fi ținuți într-o apropiere cu dumneavoastră, de așa manieră încât să depășiți problemele. Calitatea lucrării este foarte importantă și seriozitatea cadastriștilor. Nu vreau să vă aduc aminte și este prezent și de-aia trebuie anunțat. Domnul primar de la Curtea de Argeș are un PUC de 7 ani de zile. Nu. Auziți, a trecut 7 ani, era până și ceva când am discutat prima dată. Deci este panoul ăla datorită modului de înțelegere, de conlucrare, de relaționare între cel care a câștigat licitația de executare a planului de urbanism general. Și acum ne împiedicăm la problemele de expropiere. Și dumneavoastră știți, într-adevăr, acel contractat, acel nu este din județul Argeș, e din alt județ. Și aici trebuie discutat o anumită problemă vis-a-vis de receptivitate și de seriozitate și de responsabilitate cu care se implică acești cadastriști din județ, în mare măsură, de ce am discutat cu conducerea, 80% dintre ei cuprează la problemele, pentru că tot e bine acolo să facă cadastru la o moștenire, tot e bine acolo să facă cadastru la un an de vânzare-cumpărare, pentru că astea sunt și atunci trebuie, problemele sunt diferite în sud, problemele sunt diferite în orașe, problemele sunt mult mai diferite în zona de nord a județului. Eu, doamna, dacă vreți să mai adăugați ceva, vă rog. Deci, legislația sistematică a imobilelor, da?
întrebările dumneavoastră vis-a-vis de activitatea înregistrare sistematică îi interesează și până unde cumpără acesta. Dar haideți să facem o diferențiere între interesul dumneavoastră ca instituție, interesul primarilor și a cetățenilor, pentru că aceste probleme de corectură de titlul de programe sunt generate de momente de mișcare a proprietății. Atunci vine omul și se luptă cu sancita. Sunt totul de acord cu dumneavoastră că dacă reușim această înregistrare sistematică, atunci noi suntem determinați la aceste corecturi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Dar acum și dumneavoastră trebuie să rețineți și noastră, doamna Comisie. Și dumneavoastră și colegii de la Cadastru v-au ajutat să rețineți mesajul transmis de către domnul primar Lăcuicu de la Alba. Este extrem de necesară, într-un fel, nu zic instruirea, nu zic responsabilizarea, dar controlul asupra celor care efectuează cadastrul din județul Argeș. Pentru că seriozitatea și responsabilitatea lor în această acțiune de înregistrare sistematică este foarte importantă. Și primul mijloc de proieciție este acela făcut de către dumneavoastră. Este adevărat că el când intră în comună, când are un interes personal, să duce la primar, da? Sau la secretar sau la viceprimar, când intră în această acțiune globală, așa atunci cu camioana, da? Când au nevoie de lista de proprietari pe terenul pentru autostradă, ați văzut cum vin repede la dumneavoastră și ne trezim cu fel de fel de nivel, cu CFR-ul, cu trupul național, cu da, atunci au un interes mai pomenit. E vorba de făcuta persoana privată care are și o nevoie generată de starea familială, atunci nu prea au interes, atunci sunt diversează lucrările. Da. Domnul primar, trebuie invat. Dacă vreți să adresa și v-am numit subprefect sau un domnul colegi, vă rog. V-am zis și eu, domnule, la deschiderea acolo, așa îmi pare că nu am venit colegii noștri din primar acolo. Nu am fost, nu. Credeam că l-am plătat. Și am o prietenă cu orice, păi, am locuit pe Comuna Bobana, toaleta și grajdul animalilor pe Comuna Baiana. Cum fac acest domnul și să ne vedească o să certific că e a treia oară când au treaba asta și ce scuze că n-am reușit să o rezolv, da? Asta este. Da, domnul, așteptăm la zi. Thank you.
Am să referitor la transmiterea numărului de personal aprobat de grantul
suplimentară a dumneavoastră și nu putem să definitivăm o altă persoană. Da, să-i dorim toate cele bune. Și multă sănătate. Deci v-am transmis această rugăminte ca în termen de o săptămână. După ce noi am demarat de acum 2 luni de zile o acțiune de verificare a activității Consiliului Local a secretarilor. De asemenea, urmare unor verificări în teritoriu, am verificat câteva localități, vă trage concluziile. Domnul primar, ați fost extrem de îngătuitori cu anumiți primari, atât și secretari, dar nu cer scuze, deci ați fost extrem de îngătuitori cu anumiți secretari, care le-ați majorat salariul și activitatea lor este departe de importanța și rolul în activitatea care o desfășoară. Și știți și dumneavoastră foarte bine, foarte bine știți. Implicare foarte slabă în activitatea Consiliului Local, nu au treabă cu comisiile, nu au treabă cu... au treabă decât cu câteva elemente din primărie. Registrul agricol, eliberări, adeverințe, semnături din astea fără implicare. Dar în activitatea propusă a Consiliului Local, un nivel de implicare extrem de redus. Extrem de redus. În evidențe, nu mai vorbim. În modul de întocmire a hotărârilor, sunt foarte atenți decât atunci când au nevoie de avisul de legalitate al prefecturii. La restul, fără număr, știți cum e. Cam asta este. Nu generalizat, dar sunt destui care sunt în astfel de situații și domnul primar știu care este realitatea și nu vreau să vorbesc și nici să nominalizez. Este un apel general la responsabilizarea colegilor care sunt în funcția de secretar. Eu m-am un singur mesaj să vă reinsem, vin să aceste zile libere, da? Nu e voi de și primari, sunt diverse acțiuni, mai ales în localitățile de munte. Am avut acest incendiu de la Bareful, cetatea Păina, care are cauză lipsa de educație a turistului. Cauza este greu de determinat, dar lipsa de educație a turistului și de comportament în zonele libere de agrement este foarte, foarte redusă. În acest sens, am cerut și sprijinul și implicarea mass-mediei și a dumneavoastră în aceste zile în zonele amenajate de picnic și de asemenea vom avea o analiză acum ulterioară cu structurile Ministerului de Interne și de Țoare și pentru a monitoriza această activitate. Nu și aș fi prima sută media. Peste 200 de oameni au fost dislocați la un incendiu care aici acum nu este lichidat în totalitate. Din cauza irresponsabilității unor tineri. Deci asta este cauza reală și nu trebuie să ne mai... Animalele sălbatice sunt fonduri cinegetice ale asociației și fonduri cinegetice ale direcției silvice. Domnul primar, există o procedură. O bună astăzi facem tot posibilul să urgentăm această situație. Dar ce să vă spun, la Corbent am o săptămână în fiecare noapte să mănânc ba un porc, ba niște găini, ba o jumătate de mâțe. Da? Deci asta este acolo. Am făcut documentația, s-a trimis la Ministerul Ajutătorului chiar în sigur cursul zile de astăzi să primim ordinul de relocare prin vorba de Rusoică și doi pui. Colegii de la situații de urgență l-au un safir. O urs. Deci animalele sălbatice și-au schimbat comportamentul. Au devenit apropiate de comunitățile umane și au devenit extrem de periculoase atunci când sunt frate. Deci trebuie. Și noi, domnul primar, îi filmăm de mașină, ursuleți, nu știu ce, dar să intervenim cu aia care le bântuie până în bătătură și după ce care și o facă și prin burger și îi bântuie până în bătătură, intervenim și pe aia. Să întrebăm și pe aia cam ce acțiune are, ce reacție are și pe domnul primar care zi de zi se confruntă cu astfel de
periculos pentru comunitate.